Fostul primar Radu Mazăre a fost eliberat condiționat din închisoare după 5 ani la ieșirea de la Jilava. Mazăre a anunțat că nu îl mai interesează viața publică. Cum este aerul? Vă dau, această decizie. Vă dau o singură declarație. Nu mă mai interesează sub nicio formă viața publică. Nu mă mai întrebați ce a fost, nu mă mai întrebați ce voi face, pentru că nu mă mai interesează. Vă veți retrage? Da? Asta a fost... Asta, da, și mă bucur în primul rând pentru soția mea care a fost lângă mine. Care este mulțumesc. Primul lucru pe care aveți? Cum au fost acești 5 ani în penitenciar? Ce vă doriți să faceți? Ce lucrurile are efectuă domnul Mazăre penitenciar? Niciuna. Aici. Niciuna. Numai un pic, ne dați voie. Ne dați voie, v-am spus. Că dacă nu mă mai interesează viața publică, de ce vă mai interesează pe domniile voastre despre mine? Păi de ce ați luat această decizie? Ce ați făcut în penitenciar până la urmă? V-a speriat ceva în legătură nu cu această nimic, condamnare? E suficient. E suficient. Oamenii au o perioadă în viață, după aia se apucă să facă altceva. Ce planuri aveți acum? Ce planuri aveți acum?